Bună ziua, sunt Ionel, de la Apisinez. Trecut ceva vreme de când am mai postat pentru colegii care au solicitat să le dau detalii. Familie care este luată ca familie donatoare de trântori. Deci aici este o matcă care a confirmat și aici este a doua care a confirmat. Sunt două măști pe linie de tată. Din păcate doar două au s-au trecut în anul 2, marcată cu albastru și asta și celelalte. Așa, după confirmare, așa a rămas. Familia aceasta va rămâne până după salcâm pe 7 rame, diafragma. Dar nu asta este important cum o voi gestiona. Asta e un multietaj atât de altă discuție. Ce important este că aici avem rama, cum povesteam colegilor, rama clăitoare. Da? Și o vedem aici că avem ouă sus. Deja larva asta are de precăpăcire. Așa, mixat cu pastură, cu miere, așa cum se confirmă. Noi de 5 sau de 4,5, puțin mai subțerică, dar de obicei eu merg pe 4,5. Așa. Așa arată rama pentru trântori. Da? E și pe partea și pe alta bine bătută cu hrană și cu acolo e rama de margine. Cealaltă mare ramă cu mierele de scăpăcii, dar nu prea s-au legat de ea, din contra o depus nectar pe ea. Aceea a fost dată dincolo de diafragmă. Deci de aici încolo nu ne mai interesează poze de Facebook sau de YouTube. Odată ce pe asta am larvar și acolo văd puietul căpăcit, nu mai pătrund în cuib. Mi este suficient. Punem cu grijă aici. Așa, în jurnal avem data când a fost băgată la seminat. Încă să știm partea deasupra când avem trântori. Da, familie cu minte. Da, nu pun problema. Aici e cu fundul gol. Se deplasă. Da. Urmează să vină rama cu miere. Hrană și cealaltă rama care, cum povesteam, a fost ca să fie băgată la topit, dar au bătut nectar pe ea. Așa. Deci și familia de mamă și familia de tată acum, acesta este volumul pe care eu le păstrez, așa încât să și după aceea în sezonul activ, încât să nu se ducă prea mult și să-i conserv. Este posibil chiar pe familia donatoare de larve pentru regine să rămână într-o cutie de genul ăsta de roi și să țin 4 rame maxim de albină. Asta este. Alții deja au familiile de producție pe 10 rame, pe 12 rame. Nu ne-am concentrat să le facem poze la acelea. Interesant este subiectul acesta, rama de trântor. Da? Odată ce acum este în faza de precăpăcire, poate fi mutată în familia de creștere, care e specială pentru crescut. Așa. Încă nu m-am decis care vor fi acelea, dar în principiu aceasta rămâne tot timpul la dispoziție să-mi genereze rame cu rame cu larve de trântor. Nu. Asta este, dragi prieteni, vă salut. Ionel din Berindei, de la Apisinez.